Suntem în piața din Alexandria. După ce am fost în Târgu Jiu, după ce am fost în Slatina, se încearcă închiderea piețelor românești. Ar trebui să ne înghesuim cu toții în hipermarketurile lor, care nu aparțin românilor și nu au produse românești. Pe bannere, deșanțare totală. Vor să se facă alegeri, dar vor să rămână tot ei, să aibă guvernul lor, parlamentul lor, aceleași partide care ne închid în casă și nu protestează împotriva închiderii piețelor. Domnul Orban, să nu mai stea la conducere, să plece ca nebunii România. N-are un copil, un student, n-are 5 bani în buzunar. Își bate joc domnul Iohannis de țar și cu domnul Orban. Numai tineretul de valoare mai poate ridica lumea în picioare. România în picioare, nu poți orogi. Ăștia votează pentru pensii. Închide piții, închide magazin. La zonă, mergea Caprajul la Timișoara. Păi unde se duce lumea? Ce mănâncă omul ăla? Măbar în România nu se știe ce este cu această criză globală și cu virusul ăsta artificial provenit din laboratoarele chinezești. În toată lumea nu se știe și toată lumea este îngrijorată. Dar asta nu este motiv să amendezi românii, să bagi spaima în ei, să izolezi, să amendezi bruma de antreprenori locali care mai erau, să distrugi micul producător. După 30 de ani nu mai avem o rețea de benzinării românească, nu mai avem un centru alimentar național, avem numai Mega Image, Lidl și așa mai departe, Carrefour, toate națiile, dar noi nu mai avem o rețea de distribuție. Ce crește țăranul român nu are unde să vândă. Ce crește locuitorul din județul Olt, la Izbiceni, nu are unde să vândă, din păcate. Tâlharii care au condus țara asta de 30 de ani vor să ne închidă piețele, să ne înghesuim cu toți în hipermarketurile lor. Noi mai suportăm pentru că își bat joc de oamenii din piață care muncesc și care sunt amendați. Dacă poartă masca un pic mai pe stânga sau mai pe dreapta, gata, imediat vine amenda pe ei. Ne-am săturat de tâlharii care vor să facă românii iarăși sclavi. Cinste românilor care muncesc pe pământul lor fructe și legume românești. Aplauze pentru ei! Suntem împotriva închiderii piețelor pentru că nu în piețe se îmbolnăvesc românii. Vreți să ne înghesuiți să cumpărăm numai de la Mega Image, de la Lidl, de la Carrefour și de la magazinele străinilor. Noi suntem aur și ținem cu românii. E timpul să mai țină cineva și cu românii. Cu străinii au ținut prea mult, ne-au vândut gazele, ne-au vândut petrolul, ne taie pădurile. Gata! De ajuns cu partidele astea trădătoare care ne închid în casă. Cinste românilor care muncesc! Vor să ne gonească și pe noi în străinătate să culegem legumele și fructele lor. George Simion mă cheamă. Pe nimeni din actualul parlament, că ăștia au fost numai trădători și au ținut doar cu trăi. Bine, dar acum acolo ne mai lăsați noi să vindem. Da, doamnă, noi pentru asta avem. Piețele românilor să fie deschise, nu hipermarketurile străinilor să ne înghesuim în ele. Vor să ne închidă nici asta să mai vindem. Ne-am săturat de toți tâlharii ăștia care ne-au luat petrolul, gazele, pădurile. Poporul român mănâncă roșii cu pâine. Politicienii trădători ne vând la austrieci pădurile și resursele și ne închid piețele.